Nu este, nu este doar povestea mea, este, este o poveste care a început acum 200 de milioane de ani. A început cu cea mai puternică armă pe care o cunoaștem, a început cu procesorul lumii actuale, este lucrul care ne-a dus pe noi aici până la urmă. Povestea începe cu cea mai importantă parte a creierului uman. Care este neocortexul? Neocortexul este cel mai înalt strat celular al creierului și ne oferă, de fapt, nu doar nouă, ci tuturor organismelor de pe planetă, ne oferă putere de decizie și ne oferă procese cognitive superioare, precum imaginația, vorbirea, gândirea sau amintirile. Amintirile sunt foarte importante. Neocortexul a apărut prima dată la mamifere și a adus a ceva aparte în evoluția organismelor de pe Pământ. Ce a adus mai exact? A adus puterea de decizie de care vorbeam mai devreme, puterea de, de a ne adapta. Să dau un exemplu. Dacă, un, dacă o răzătoare era. Alergată, fugărită de un prădător, răzătoarea respectivă putea să se stricoare printr-o bucată de stâncă, prin niște bucăți de stâncă. Dar atunci s-a întâmplat magia, pentru că neocortexul îi permitea să-și amintească comportamentul respectiv și să-l folosească ulterior. Dar s-a mai întâmplat ceva. Datorită faptului că noi putem să magazinăm informație, și pentru că speciile trăiesc în grupuri, ca și specia noastră, ca și oamenii, alte răzătoare au văzut că se poate. Au zis, hm, ce tare e chestia asta, ce deștept e lucrul acesta, să te strecori printr-o bucată de stâncă și să scapi de prădător. Și atunci, alte răzătoare au imitat comportamentul. Reiterez, au imitat comportamentul, au copiat comportamentul și atunci mult mai multe animale au început să facă același lucru, din specia respectivă. Dacă mergem mai departe, acum 65 de milioane de ani, s-a întâmplat ceva foarte urât pe planeta noastră. Au dispărut dinozaurii, au dispărut 75% din speciile de plante și animale de pe planetă și aceste posesoare de neocortex nu au dispărut, și natura a spus, hmm, ce chestie interesantă. Mamiferele, posesoarele de neocortex, s-au adaptat. Și cum legea naturii e că nu neapărat cei mai puternici merg mai departe, ci cei care se adaptează, a început să crească neocortexul, l-a mărit. Și speciile de mamifere au devenit și mai variate, și mai puternice, dar în special mai mari, mai mari ca volum. Fast forward până, până acum câteva milioane de ani și o anumită specie a început să, să, se desprindă din celelalte. A început să manipuleze mediul, a început să se organizeze și acum circa 200 de milioane de ani a apărut specia care domina astăzi planeta și pe care, specia pe care noi o numim om sau Homo sapiens. Omul este, omul a ajuns aici, acest Homo sapiens a... a ajuns aici pentru că a cooperat, a ucis împreună, a luptat împreună, a vânat împreună, a, a murit împreună. Și cuvântul cheie e că specia noastră a reușit să producă atât de multe lucruri, să, să creeze conferințe TED, mașini electrice, să, ne, să pună piciorul pe lună, să creeze internetul, pentru un, acel motiv aparte. Pentru că tot un mamifer în esență și pentru că a copiat comportamente exact cum o făceau răzătoarele sau orice altă specie de mamifere acum 200 de milioane de ani. Nu suntem diferiți. Ne, ne, ne place să credem că suntem atât de diferiți, dar nu suntem. Îmi spus povestea asta pentru că aici își are rodul tot ceea ce facem noi în prezent. Imităm comportamente, copiem ce fac alții. Să dau un exemplu. Un copil, până la. noi când ne dezvoltăm, până la 70 ani. Copiem comportamente ale părinților noștri, ale prietenilor, ale bulei în care existăm. Pentru că toți existăm într-o bulă. Sunt 7,5 milioane de oameni pe planetă și există milioane de bule. Craiova e o bulă, București e o bulă. Ex Sunt comunități și comunitățile astea te modelează. Comunitățile astea modelează viitorul. Problema care apare este că noi am reușit să facem atât de multe lucruri, dar nu ne-am dat seama că în momentul actual există un termen care nu exista în natură, se numește manipulare. Și cuvântul ăsta poate să suprascrie o parte din ceea ce facem noi în mod nativ, să copiem și să cerem validarea celor din jur. Să mă întorc la copilul de șapte ani. În copil când crește îi se spune... Trebuie să faci bine, trebuie, trebuie să nu faci rău, trebuie să-ți faci temele, trebuie să nu stai pe telefon, stai prea mult pe telefon, trebuie să stai mai, mai puțin. Nu te mai jucați jocuri pe calculator. Când, când o să fii mare, o să fii om de știință. Când o să fii mare, o să fii președinte. Ni se spune din toate părțile ce să fim. Ni se pun filtre. Filtrele astea sunt ca atunci când. Să fac o paralelă. Sunt ca atunci când te uiți. Când te uiți pe vizor la ușă și ai un câmp vizual foarte îngust. Al doilea filtru e când îți dai seama că poți să dai la o parte filtrele alea, să deschizi ușa și să te uiți pe. să ieși afară, să vezi cât de mare lume. Filtrele astea și faptul că noi copiem și imităm comportamentele altora duce la un lucru care se numește validare. Noi mergem prin viață pe un drum și drumul ăsta are niște pereți foarte mari, regulile societății și convingerile celor din jur și judecata lor. Și noi, practic, suntem ca o minge care se lovește de perete, de perete, de perete și trebuie să meargă înainte în limitele astea. Asta este validarea și este cel mai mare inamic, din punctul meu de vedere, al omului în acest moment. Pentru că validarea asta ucide inovația, ucide visuri, ucide planuri, ucide inițiativa, ucide acțiunea. Și părerea mea e că noi putem să modelăm viitorul doar dacă ne asumăm responsabilitatea și ne punem pe treabă. Acum, mai este o problemă cu, cu această imitație. Noi ca oameni lăsăm ceva în urmă. Noi ca oameni stăm în momentul acesta. Stăm în momentul ăsta pe umerii lați ai strămoșilor noștri. Noi am ajuns până aici pentru că oamenii în urma noastră au, au inventat scrisul și au inventat maniere și metode prin care ceea ce au gândit, ceea ce au inventat, să rămână generațiilor următoare, să rămână celor din viitor. Și acum, lumea noastră e prea, prea diversificată, să ne gândim la chestia asta, dar e un lucru pentru care, trebuie, pentru care suntem direct responsabili. Ceea ce facem noi acum, absolut tot ceea ce facem, voit sau nevoit, va inspira alți oameni. Va influența, e cuvântul mai potrivit. Ceea ce facem noi acum va influența alți oameni. Dacă faci ceva rău, un copil te va vedea și va face ca tine, pentru că te va imita. Fix ca rozătoarea aia de acum 200 de milioane de ani, creierul este construit să imite. Și atunci, ce facem noi ca oameni, trebuie să fie direcționat în mod responsabil. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea, să luăm decizii mai bune și să ne dăm seama că ceea ce vine în spatele nostru sunt generații care se uită la noi. Ce vreau să spun este că asumarea responsabilității ține de noi ca indivizi. Doar prin a ne asuma responsabilitatea putem să facem o schimbare reală. Mi se pare că responsabilitatea înseamnă să fii un om de acțiune înseamnă să faci lucruri, înseamnă să nu arăți cu degetul, da? Nu ce, face, nu ce te învață societatea să urăști, să iubești, să judeci și să arăți cu degetul. Nu, înseamnă să fii tu cel care nu stă pe margine și se duce și face. Cel care își ridică, își suflecă mânecile și intră pe teren și lucrează. Poate că e ceea ce îl pasionează, poate că nu. Dar să faci lucrurile potrivite. Asta e responsabilitatea. Și mai am ceva de spus aici. Responsabilitatea este să controlezi cum reacționezi la ce se întâmplă în jurul tău. Dacă cineva te enervează, ăsta e cel mai bun exemplu pe care pot să-l dau, dacă cineva te enervează, majoritatea oamenilor spun, lasă-mă, mă enervează chestia respectivă. Nu, în realitate, tu te lași enervat de chestia respectivă. Când îți asumi responsabilitatea, de fapt, realizezi că ești 100% responsabil pentru tot ceea ce ți se întâmplă, ești 100% responsabil pentru viitorul tău și dacă ți se întâmplă lucruri nașpa, tuturor ni se întâmplă, ar trebui să spui, sunt recunoscător că sunt aici și mi se întâmplă lucrurile astea, dar sunt un om de acțiune și o să merg mai departe. Responsabilitatea este despre a nu lăsa lucrurile pe care nu le poți controla, să te afecteze și să mergi înainte fără să fără să fie o victimă. Să fii la polul opus, un om de acțiune. A fi responsabil înseamnă, înseamnă, să faci lucruri grele, înseamnă să iei decizii care nu-ți plac, înseamnă să, să superi oameni, înseamnă să fii uneori împotriva majorității, înseamnă să faci uneori stânga acolo, un, poate Majoritatea face dreapta, înseamnă să te gândești la comunitate, înseamnă să, înseamnă să te gândești că povestea asta, povestea ta, de fapt povestea noastră și că viitorul suntem noi, viitorul nu suntem noi ca individ, ci viitorul ca specie și noi putem modela viitorul doar dacă ne modelăm pe noi. Povestea a început acum 200 de milioane de ani. Întrebarea este, cum o continuăm? Vă mulțumesc!